Cel puțin mama poate cânta, bunica poate cânta, bunel poate cânta. Și da, de când eram mic, pe mama cumva a descoperit că am și eu talentul ăsta și de atunci deja s-a început concursuri, piese, da. Foarte frumos, foarte drăguț. Ia spune-ne, Ioane, ce ne cânti tu astăzi pentru a da start melodiilor din cele ce le cântă Ionica Prodan? Da, am zis că să încep cu așa o piesă nu tare veselă, dar cu un mesaj profund. Sărut femeie mâna ta, de Ion și Doina Aldea-Teodorovici, niște interpreți care eu îi apreciez foarte, foarte tare și pentru anume mesajul și cânticele lor. Și, Măi copii, dar voi văd că ați luat-o cu melancolie din start. Vreți să ne adormiți? Ionica, dacă ești gata, atunci cu drag... Da, sunt gata, sunt gata. Focul din vatră. Focul din vatră se găsește, cu siguranță. Denumirea pe care o știi toată lumea, pe care o spunem noi când ne este mai ușor, o spunem sărut femeie mâna ta, dar denumirea, da, este focul din denumirea vatră, da, originală a cântecului e focul din vatră. Da. Dacă suntem pregătiți, ne reamintim de Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Sărut femeie mâna ta, întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut femeie mâna ta. Cu aripă ce-a zburat și obosit neobosită, se odihnească liniștită, ca o aripă ce-a zburat. Copiii dorm în cuibul lor, neliniștit-i somnul mamă, de atât de frică și de teamă. Copiii dorm în cuibul lor. Și acum și mâna ta aici, ca o aripă și blajină, alinătoare și blajină, acum și mâna ta aici. Sfântă-mi casa, cu focul ei veșnic din vatră. Sfântă-mi casa, cu vatrul ei pare de piatră. Sfântă-mi casa, cu leagăn de dor ce coboară. Sfântă-mi casa, ce crește feciori și fecioare. Sfântă-mi casa, cu focul ei veșnic din piatră. Sfântă-mi casa, cu pragul ei tare de piatră. Sfântă-mi casa, cu casă de leagăn ce coboară. Cântă-mi casa, ce crește feciori și fecioare. Sărut femeie ochii tăi, de lacrimă și de scânteie, de împărate și de seie. Sărut femeie ochii tăi. Sărut cu minte vorba ta, cu limpezime de izvoare, cu vraja soarelui răsare. Sărut cu minte vorba ta. Sărut și părul tău frumos, îmbătător ca o secare, când o floare vând de seare. Sărut și părul tău frumos. Și cad iubit-o în genunchi, să-ți sărut piciorul care de suferință e și doare. Și cad iubit-o în genunchi. casa, cu focul ei veșnic din vatră. Sfântă-mi casa, cu pragul ei tare de piatră. Sfântă-mi casa, cu leagăn de dor ce coboară. Sfântă-mi casa, ce crește fecior și fecioare. Sfântă-mi casa, cu focul ei veșnic din vatră. Sfântă-mi casa, cu leagăn de dor ce coboară. Sfântă-mi casa, cu pragul e tare de piatră. Sfântă-mi casa, ce crește fecior și fecioare. Mulțumesc. Ionică, mulțumim frumos, mulțumim frumos. Emoții. Da, emoțiile își pun cuvântul. Sunt. Voi sunteți curioși să știți ce scrie lumea despre voi în acest moment? Da, desigur. Vă dați seama că dacă la concursurile internaționale, cele naționale, avem un juriu care dă nota directă, aici să știți că juriul e format din, da, e format din cei care ne urmăresc. Până vine și domnul Gheorghe Țopa, că e pe drum, reușește să ajungă dumnealui. Ne-a promis că ultimele 3 minute o să fie cu noi, ultimele 3 minute din emisiune. Hai să vedem, deci, să vedem încă o dată și să vă prezint încă o dată invitații noștri din astă seară. Emira, adolescentă, 16 plus. 16 da, plus. Fac 17. 16 plus. Ionica Prodan, băiat ajuns la maturitate, 18 plus. Da. Și dacă sunteți pregătiți, atunci să vedem ce ne scriu internauții, ce scriu despre emisiunea Cântați cu Noi și despre invitații din astă seară. Agenția de evenimente scrie: bună seara, am nevoie de aceste voci la spectacole. Înțelegeți, nu? Mariana Damian, bună seara. Tatiana Celac, bună seara. Vă privim și vă ascultăm cu drag. Valentina Jardan, succese mari pentru mai departe, bravo. Svetlana Pilip ne dă aplauze, Mariana Damian aplauze, Valentina Dari, bravo, copii talentați, felicitări. Lubov Kuzmenko, amin. Nu știu la ce se uită, la ce se referă, dar ok, am înțeles. Doamna Maria Rață Dragomir, mândria satului Zvoară și a neamului Rață. Bravo, da. Andrei, Mira. Bună seara. Familia ta este Rață? Da, da, da. Și n-ai dus nicio Rață aici la emisiune. Mă, ce problemă avem noi. Parascovia, Soltanici, felicitări, bravo. Marina Agrici, ambii sunteți foarte bravo, felicitări. Melania Damațârcă, felicitări, superb. Oxana Oltu ne scrie frumos. Liuba Ceorici, bravo, Ionel, foarte frumos, succese frumoase pe viitor. Vedeți, toate mesajele sunt împărțite spre bune doar. Mai citim 2-3 mesaje, după aia trecem la ceea ce urmează. Gotișan Tatiana, bravo, Ionel Prodan e cel mai bun, mândria părinților. Ruslan Holban, like. Valera Ceban, like. Maria Mari, super și steluțe vă dau pentru voi. Tamara Caraman, un trandafir. Silvia Țurcan, vă îmbrățișez cu drag de la Atena, sunteți extraordinari. Ludmila Botnariuc, respect și admirație pentru acest tânăr atât de simpatic, dar și talentat. Emilia Moraru, curaj Ionel. Punica. Valentin Carp scrie: Ionel cel mai tare. Mulțumesc. Și Gheorghe Țopa ne salută din depărtare. Chiar bine că nu a venit Gheorghe, că într-adevăr îmi puneam întrebarea de ce domnul Gheorghe nu întârzi măcar o dată la emisiune. Ok, o să trecem sigur la următoarele, la câteva chestii curioase. Apropo, dacă vă interesează despre copiii ăștia talentați, lucruri frumoase și lucruri interesante, o să vă rog să ne scrieți toate mesajele mărilor dumneavoastră aici în transmisiunea noastră live. Emira, după cât îmi dau seama, va trebui să urmezi tu cu o altă melodie. Sper că următoarea melodie nu e legată de melancolism, nu e legată de multă tristețe. Ce spui tu? Nu, voi cânta Când mă latră când în drum. Când mă latră când în drum. Melodie populară sau? Da. Melodie populară. Adică, în continuare, chiar dacă suntem și în postul mare, avem tot dreptul să cântăm și melodii vesele, pentru că altfel nici de cum. Apropo, mă copii, voi țineți post? Nu, din păcate. Emira? Nici eu. Care e problema? De ce? Dar nu mănânc carne, mănânc doar pește. Am o problemă cu mâncarea și nu prea pot să țin post. Da, voi încerca să țin. Da, înțeles. Pe mine nu mă întrebați dacă țin post, că vă dați seama că eu țin post. Vedeți pe mine că eu țin post. În continuare o să trecem sigur la melodii mai vesele, pentru că de altfel s-a și stins lumina. Lumina a dormit, toți au dormit. Important e că și coprezentatorul meu a dormit, la emisiune n-a venit. Deci ne cântă Emira, Când mă latră când în drum. Voi, dragilor, o să vă rog, dacă aveți întrebări și dacă aveți gânduri bune pentru acești copii talentați, o să vă rog să veniți cu ele, cu gândurile bune, aici în transmisiunea noastră live. Apropo, mai târziu vorbim și despre parteneri, pentru că această emisiune are și parteneri. Salariile noastre vin de la parteneri, motorina, benzina în automobile vine de la parteneri, mâncarea noastră de acasă vine de la parteneri, așa că dacă vreți să țineți poți, spuneți-ne că noi avem un partener bun de la Piața Revenco, care... Cu siguranță o să aibă grijă de voi. Emira ne cântă în continuare. Emira, noi te ascultăm cu drag. Ionel, te pregătești tu cu ceva mai vesel. Da? Mulțumim mult! Mai vesel, nu știu. Din bătrâni, fă bine și uită legea asta, dacă o ții, Dumnezeu ți-ajută. Zici o vorbă din bătrâni, fă bine și uită legea asta, dacă o ții, Dumnezeu ți-ajută. Of, dorule, of, dorule, da, eu și atunci am să fiu bun când mă latră când în drum. Și noi arunca cu chiatra ca să mă mai latre odată, și cu pâine de secară, nici prea dulce, nici amară, și le-o astupa gura, măi, când vezi nu mor lătra, măi. Viața asta-i ca și o roată, chiar de-ar fi pătrată, să nu crezi tu, omule, că nu se întoarce odată. Viața asta-i ca și o roată, chiar de-ar fi pătrată, să nu crezi tu, omule, că nu se întoarce odată. Of, dorule, of, dorule, da, eu și atunci am să fiu bun când mă latră când în drum. Și noi arunca cu chiatra ca să mă mai latre odată, și cu pâine de secare, nici prea dulce, nici amară, și le-o astupa gura, măi, când vezi nu mor lătra, măi. Care ești om, știi că în astă lume tot ce faci bine sau rău se întoarce la tine. Omule care ești om, știi că în astă lume tot ce faci bine sau rău se întoarce la tine. Of, dorule, of, dorule, da, eu și atunci am să fiu bun când mă latră când în drum. Și noi arunca cu chiatra ca să mă mai latre odată, și cu pâine de secară, nici prea dulce, nici amară, și le-o astupa gura, măi, când vezi nu mor lătra, măi. Dar eu atunci am să fiu bun când mă latră când în drum. Și noi arunca cu chiatra ca să mă mai latre odată, și cu pâine de secară, nici prea dulce, nici amară, și le-o astupa gura, măi, când vezi nu mor lătra, măi. Emira, eu zic că ți-ți stă bine să cânti și muzică populară și muzică ușoară. Dacă ar fi fost Gheorghe Țopa aici prezent lângă noi, ți-ar fi dat o notă mai potrivită, pentru că el este omul care cântă muzică populară. Gheorghe Țopa a venit. Nu, eu nu sunt zgârcit, eu trebuie să... Bună seara! Bună seara, Rase, că ne privesc. Mai pe scurt, hai, ești aranjează, dă-mi voi să vorbesc cu copiii ăștia până la urmă. Vorbește-mi. Eu să te întreb unde ai fost, largă, dar mai acoș. Emira, care gen de muzică ți este cel mai aproape de sufletul tău? Chiar sunt curios să știu, pentru că la vârsta asta fragedă încă, tineretul deja e... Când cu ăsta s-a potrivit mai bine? N-ai văzut? Pune microfonul tău de lume. Pune microfonul tău. Ești singur să-i faci complimente, fete. Stai o secundă, că eu fac complimente, dar nu fac complimente gratis niciodată. Nu, mie îmi pare că Emira... Bună seara, a venit Gheorghe Țopa. Da, bună seara. Mie îmi pare că Emira ceea ce cântă din... ce-i place e, cântă mai cu suflet, mai Da, 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 să vezi că când am muzică ușoară mai devreme. Nu, probabil l-am învățat, cum spune, l-am învățat pe de rost, l-am învățat pentru spectacol special. Muzica ușoară sau muzică populară? Nu, chiar și cânt cu cealaltă, l-am învățat special pentru spectacol, de exemplu, da? Și noi când facem un cântec la comandă, nu se întâmplă ce ar trebui să se întâmple atunci când cântecul vine de la sine. Tu scrii muzică, tu știi mai bine. Da, când îmi vine, atunci îmi vine. Când îți vine, așa... Bine, pentru că tot ai invitat copiii ăștia la emisiune, spune de ce ai invitat pe ei și n-ai invitat alți copii. Băi, ce vreau eu să spun? Într-adevăr, eu m-am întârziat că am avut niște filmări, poate unica experiență în viața mea. Am fost grimat, am fost schimbat, cu altă coafură. Nu, se vede că ai întinerit vreo 20 de ani. Nu, măi, și atât am avut pe mine că... Și apoi n-am avut un parca mașina. Știi că la tine nu poți parca mașina. Normal, dar ce-ai parcat la mine? Parchează... La tine. Așa, corect zici. Dar acum să ne întoarcem la copiii, da? Da. Uite, cu Ionică, deja Emira a spus că am avut câteva spectacole, am vrut să o cunosc mai bine, să am posibilitate că când vine emisiune să vorbesc cu un copil care deja a fost pe scenă, a cântat cu oameni mari, cum a spus că a cântat cu Corina și Costi. Dacă a cântat cu Gheorghe Țopa, deja este un lucru mare, pentru că nu... În spectacol. Păi, vezi că e cântat și în duet. E un lucru când vii la o nuntă și când, fiindcă ești acolo adus de mama și de tata, și alt lucru e că atunci când te invită într-un spectacol, un artist mare, precum e Gheorghe Țopa, precum e Corina, precum e Costi, apropo acest duet minunat Costi Burlacu și Corina Țepeș, apropo, în spectacolele lor, ei nu prea aveau obișnuință să invite pe cineva. Dita mai copii, chiar dacă sunt talentați, și asta e un lucru frumos, e un lucru îmbucurător și ar trebui cu copiii să se bucure. Puțin mai tare vocea puțin. Și când vorbesc am derbe cu copiii. Așa, dar acum ce vreau să spun? Ajungem la Ionică. Ionică, am cântat la o sărbătoare în familia lor și el era deja student în... Anglia. De când ești acolo? Este doilea an. A doilea an, da? Înseamnă că în pandemie, atunci când era emisiunea în toi și s-a apropiat de mine bunica și zice, uite, nipotul meu așa cântă frumos și... Știți ce? Trimiteți-mi mie ceva ce are el. Și mi-a trimis ceva care a cântat cu fonogramă, probabil. Unde? Nu știu. Eu pot să arăt acum aici, dacă... Poate nu-i fonogramă, dar era mic. Da. Și el era în Anglia. Eu am zis, când ați vin în Moldova, mă sunați și ne vedem. Uite, acum m-a sunat bunica și a spus, 2 săptămâni în țară. Și m-am gândit cu Emira, pentru că e tot nu are 20 de melodii sau 10 melodii pregătite acum și el nu are așa mare repertoriu. Dar uite cât de frumos stau ei în doi, a? Da, sigur. Nu, dar cât de frumos. Probabil să zic după... Dar Trizare au observat că cât de frumos le stă lor. Da, chiar și de pe telefon se vede bine. Noi vorbim de artă, corect? Păi și de artă. Păi eu zic, dacă se vede... cât e de bogată emisiunea. Dacă se vede bine pe un ecran mic... Să știi că pe un ecran mare... Uite cât de micuți ești, tu îi plângă dânsii. Uite, ești de mari și tu cât de mictel ești. Eu întotdeauna am fost mictel. Dar ce nu zici scaunul? Nu vreau, eu mi-mi place scaunul ăsta mictel. Eu uite scaunul și de acolo. Nu, mi-mi place cum se vede așa. Scara oamenilor. Scara oamenilor, corect. Bravo, mă. Bravo, Adi. Nu, mie îmi place că eu mă simt ca un fel de prezentator de la televiziune. Pentru că întotdeauna prezentatorul trebuie să stea un pic mai în umbră. Nu trebuie să fie în mare evidență. Vreau să cânt un gândic. Încă vreau să mai spun ceva. I-am sunat lui Vlad și spun, Vlad, te rog frumos, spune lui Adi să înceapă emisiunea fără mine. Că într-adevăr și în orașul vine greu. Nu mai zic că poate eu dacă nu mă cem pe acasă să-mi scot tot cerneala aceea pe cap. Ați arătat fotografie. S-o arătat, Gheorghiță. Nu mi-a arătat încă el. Domnul Vladimir mi-a arătat altceva mai interesant. Domnul Vlad, nu am spus eu să cânte Adi primul? Nu. Noi am spus să începem emisiunea tradițională. Noi să începem așa, noi cântăm și unul băieții. Ce-i puitul ai pus la încercare așa deodată? Ia să cânt eu ceva. Hai, într-adevăr, chiar când n-ai cântat de mult. Zică lumea ce n-ar zice, Volodea, pune varianta prima. Aceea din 89. Dacă nu ai, hai după pe asta. În rest, filmările ți-a reușit? Da. Ultimile cadre. Ce e muzica? Asta e bun. Ce e asta? Gata, strânat cânticul. Dar așa e de tare. Dar tu n-auzi la tine tare? Ai, 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 ai. Nu le-ai controlat, ce? Nu, am controlat. Adi, te-a ajutat, văd că te-a ajutat. Nu, spune-mi, te rog, dar ce ați filmat acolo? Că văd că așa ești trist. Ei, trist. Reclamă, reclamă, măi, nu se spune până nu iese produsul. Bine, dar măcar erau fete, bărbați, ce erau acolo? Am înțeles, mâncare era. Tare muzica în căști, e tare, tare tot. Ce altceva? Eee! Nu-i la mine melodea. Ce înseamnă să nu-i la timp? Zice lumea despre tine că nu ești părechea mea, că am făcut greșeală mare și într-o zi voi regreta. Zilnic lumea te vârfește, dar nu zic că lumea e rea, doar nu știm că ne unește pentru o viață dragostea. Zic că lumea ce n-ar zice, eu tot una te iubesc, clipele cele mai bune pe lângă tine le trăiesc. Zic că lumea, lumea crede că ar putea schimba ceva, cum dioare ea nu vede că ești fericirea mea. Nu ești la cumătrie. Zic vecinii în supărare că tu ești așa, 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 urmăresc orice mișcare, stând ascuns după perdea. Zilnic lumea te vârfește, dar nu zic că lumea e rea, doar nu știm că ne unește pentru o viață dragostea. Zic că lumea ce n-ar zice, eu tot una te iubesc, clipele cele mai bune pe lângă tine le trăiesc. Zic că lumea, lumea crede că ar putea schimba ceva, cum dioare ea nu vede că ești fericirea mea. Yeah. Viața trece și a pune, se termină într-o zi, spune lumea ce n-ar spune, cât trăiește voi iubi. Zilnic lumea te bârfește, dar nu zic că lumea e rea, doar noi știm că ne unește pentru o viață dragostea. Zic că lumea ce n-ar zice, eu tot una te iubesc, clipele cele mai bune pe lângă tine le trăiesc. Zic că lumea, lumea crede că ar putea schimba ceva, cum dioare ea nu vede că ești fericirea mea. Lumea te bârfește, dar nu zic că lumea e rea, doar noi știm că ne unește pentru o viață dragostea. Zilnic lumea te bârfește, dar nu zic că lumea e rea, doar noi știm că ne unește pentru o viață dragostea. Zică lumea ce n-ar zice, eu tot una te iubesc. Clipele cele mai bune pe lângă tine le trăiesc. Zică lumea, lumea crede că ar putea schimba ceva, cum dioară ea nu vede că ești fericirea mea. Chiar vă mulțumesc de aplauze. Și acum ne întoarcem la Ionica înapoi. Vreau să vorbesc cum am vorbit cu... Și acum Ionica a venit și n-am înțeles ce poate el să ne cânte, pentru că ce are pe YouTube, cu toate că cântecul cel de pe YouTube care Galbenă Gutuie sau care le-a cântat tu în copilărie? Păi sunt mulți tare care le-a cântat în copilărie. Sau tot Galbenă Gutuie tot am cântat. Că trăim pe acest pământ, da? Că trăim pe acest pământ, azi o să o cânt tot. A, nu l-ai cântat? Că trăiți pe acest pământ. Am cântat, am cântat. A, l-ai cântat, da, de-atâta spun. Da. E bine, ne cânt ce vrei tu, dar laudă-te puțin și spune că tu faci canto sau zicem că ai orchestră acolo, din studenți sau cum acolo? Da. Am propriul meu band de băieți, adică eu sunt solistul, deja am chitarist, pianist, basist, care noi cu băieții participăm la evenimente prin școală. Deja dacă ne mai invită prin unele locuri, tot așa participăm, până când încă n-am avut oportunitățile astea, dar totuși fac parte din corul școlii și pe lângă asta îmi continui să practic chitara și pe lângă asta deja învățătura. Și ai putut să ieși gitara cu tine, da? Trebuie să mă învăț mai bine să sincronizez vocea cu gitara. Ok. Da. Cine cânti, Ionica? Asta vine cu timpul. Am decis ceva mai vesel acum, dragă domnișoară de Valentin Zon. Haide, dragă domnișoară, da. Lasă fii muzică veselă la noi, bă. Păi noi de urmă cânti tu. Nu, eu azi... După asta cânti tu. Eu azi spectator. Fada e frumoasă, inima-i voiasă, să primească fata ce mi-a zâmbit odată. Într-o zi cu soare, în mână aveam o floare, le-am bătut la geam și ți-am cântat pe ram. Ai, dragă domnișoară, vino tu afară, să te sărutul ce pe buzele tale, să te țin în brațe, să-i cânt eu romanțe, să te joc cu ea, de-a iubirea. Dragă domnișoară, vino tu afară, să te sărut ce pe buzele tale, să te țin în brațe, să cânt eu romanțe, să mă joc cu ea, de-a iubirea. Da 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 da. Da 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 da. Fata mi-a răspuns să mergem la sus, să merge lumea plină de dragoste frumoasă, să o țin în brațe, să-i cânt eu romanțe, să mă joc cu ea, de-a iubirea. Am plecat spre soare, să vedem noi mare, să ne aruncăm în valurile spumante, să plutim departe spre țărmul mării moarte, în oază să trăim, mulți ani să ne iubim. Am plecat spre soare, să vedem noi mare, să ne aruncăm în valurile spumante, să plutim departe spre țărmul mării moarte, în oază să trăim, mulți ani să ne iubim. Da 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 da. Da 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 da. Vă mulțumesc. Da, foarte frumos, Ionica, foarte bine. Ionica, așa frumos, așa cald, când sunt, da, o leacă și mai îndrăzneți. Ar fi... Tare mezi, Valentin. Fiecare are stilul său, fiecare are modul său și maniera sa. Olea că mai vesel. Sau tu este până la sfârșit. Până la sfârșit mă mai obișnuiesc. Hai. Uite acum a cântat de carp. Stai că avem mesaje, avem o mulțime de mesaje. Trebuie să rămâi amintire cum cânti tu. Nu, e o problemă, eu am scând. Da? Eu reușesc. Hai că avem mesaje, multe mesaje și trebuie cumva să le dăm și citire, că altfel geaba scriu oamenii ăștia aici. O să gândească că noi pur și simplu le omitem gândurile. Ana Ciupercă ne scrie: mândria părinților, bravo Emira, felicitări, succese mari în viitor, să ne încânți inimile cu multe piese frumoase. Valentin Carp scrie: domnul Adi, bună seara. Liuba Ciorici: bravo Ionel, foarte frumos, succese. Maria Green: vă admir pentru tot ceea ce faceți și pentru tânăra generație care trebuie susținută și promovați ca să fie remarcați în industria muzicală. Tamara Caraman: bună seara, maestre, vă salut din Italia, sunteți fantastici, vă ascult cu drag. Ardovan Evgenia: bravo maestre, sănătate și voi bună. Tamara Caraman, bună seara. Ludmila Botnariuc: respect și admirație pentru acest tânăr atât de simpatic, dar și talentat. Irina Niculescu: frumos și plăcut. Viorica Vasilache: bravo, foarte frumos. Sunt multe, tare multe. Eu în scaun, că nu mă sunt incomod. Nu te simți incomod, că nu ești la tine acasă. Suntem nostri. Asta de lumea că ești mai zdravă decât ești. Eu într-adevăr sunt mai zdravă decât sunt. Valentina Damațărcă: felicitări, superbă Emira. Așa repede mă trec cu ochiul, mă uit să văd ceva mai. Că sunt foarte multe și asta ne bucură foarte mult. Marina Agricea: ambii sunteți foarte buni. Iulia Novakov: bravo. Valentina Dari: bravo, copii talentați. Cristian Gotișan Tatiana: bravo Ionel, Prodan ești cel mai bun. E foarte bine aici. Apropo, aici avem niște mesaje tare interesante. Adrian Bradu ne scrie de foarte multe ori. Nu știu de ce acum au venit, Adriane, mesajele. Domnul Adi, bună seara. Domnul Adi, bună seara. Asta e el, da? Da. Păi dacă tu nu vezi... Adrian Bradu: domnul Adi, bună seara. Nu, eu nu reușesc. Stai că acum o să vezi ceva mai interesant. Adriane, bravo. Stai, fii atent. Adrian Bradu, iar... Scrii ceva. 5 mesaje la rând. Bună seara, maestre și domnul Adi, felicitări pentru Emira și Ionel. Ca și... nu-l treci cu ochii mei. El știi, el e blogger și nu știi. Da. Adrian, data viitoare scriu un mesaj, dar scrie-l mare, de un kilometru. Emilia Moraru: bravo. Da, uite, fii atent încoace. Aici toate sunt mesajele lui Adrian Bradu. Adrian susține prietenii, a spus că a fost într-un spectacol, a lucrat împreună pe scenă cu Emira și el, uite... Da, corect a scris Adrian că a vrut să remarcăm mesajul. Adrian, îți mulțumim, te salutăm pe această cale. Mai revenim la mesaje. Apropo, domnul Gheorghe, părerea mea e că într-adevăr ar trebui măcar o dată la 3 emisiuni să chemați, că e emisiunea noastră. Când o voi face pe a mea, voi gândi eu, dar așa vin doar cu idei. Să chemați copii talentați, pentru că avem. Și într-adevăr avem generație bună, de voci bune. Adrian, știi de ce eu am venit mai aproape de tine? Că noi și lucrăm în continuare mai departe, că toate, amândoi ne ducem în altă parte. Dar tot acolo ne ducem. Da, dar tot împreună. De ce? Că la tine se adresează mulți copii, tu le scrii muzică, ei se imprimă la tine în studio, tu îi promovezi la radio. De ce? Noi trebuie să colaborăm. Și cei mai talentați, cei mai bunișori, trebuie să la mine. Da. Eu zic să ne gândim, să mai dăm o șansă unei voci să cânte. Astăzi este vocea lui Gheorghe Țopa. Nu, Emira cântă. Emira cântă. Clar că e tineret și noi putem sta mai târziu. Ia să fiți atenți. Putem sta mai târziu astăzi. Domnul maestru, este acolo un cântic acolo la prietenul meu, Adicarp, eu și tu și eu. Pregătim un pic mai târziu, îl cântăm. Să nu zic cumva domnul Gheorghe Țopa că eu nu vreau să rămân în amintire la... invitații noștri că au cântat, în emisiunea cântat și Adicarp. Atunci, așa să fie. În loc de tort, dăm Adicarp. Nu știu, zic să mai cânte Emira, să facem un pic de trecere printre vocile bărbătești, să dăm ceva, să dăm un clopoțel. Ce n-a găsit? A găsit, noi ne-am gândit. Noi special am așteptat să... Ce faci, când sau cântă Emira? Să cânte mai bine Emira și după aia cânte eu. Cânte Emira, că ești... Aici te-ai săturat de cântat de-am. Nu, nici vorbă. Eu am scânt și când n-am să fiu. Voi cânta pentru adolescenți piesa "Ai fost" de Alina Ieremia și Mario Fresh. Diminețile la fel de goale în pat, îmi beau cafeaua amară cum tu m-ai învățat și mă mai gândesc la tine, dar nu să te întorci, a fost frumos cât adoră. Să nu-ți pară rău, unii oameni sunt doar trecători în viața ta. Iubește din nou, că doar iubirea poate să-ți repare inima. Ai fost acordul meu minor dintr-o piesă de vară, ai fost răsărit ascuns după fum de țigară și alte cuvinte n-au rost. Îți mulțumesc că pur și simplu ai fost. Ai fost și cerul înstelat și eclipsa totală, ai fost deșertul însetat și ploaia tropicală și alte cuvinte n-au rost. Îți mulțumesc că pur și simplu ai fost. Avem așa o poveste, eram supereroi, tu așa super tare, am rămas supergoi. Suntem aproape de bine, ne vindecăm amândoi, dar te-aș vrea înainte, dacă mai vrea înapoi. Să nu-ți pară rău, unii oameni sunt doar trecători în viața ta. Iubește din nou, că doar iubirea poate să-ți repare inima. Ai fost acordul meu minor dintr-o piesă de vară, ai fost răsărit ascuns după fum de țigară și alte cuvinte n-au rost. Îți mulțumesc că pur și simplu ai fost. Ai fost și cerul înstelat și eclipsa totală, ai fost deșertul însetat și ploaia tropicală și alte cuvinte n-au rost. Îți mulțumesc că pur și simplu ai fost. Acordul meu minor dintr-o piesă de vară, ai fost răsărit ascuns după fum de țigară și alte cuvinte n-au rost. Îți mulțumesc că pur și simplu ai fost. Bravo! Mai uite, și-a vrut eu să caut două voci care să combine cu tembrul vocii, cu temperamentul, cu stilul de muzică, stilul de cânce și tinerețea. Uite mai cât de bine se potrivesc. Am de la repertoriu, la timbru, la, cum spune? La tot. La caracterul ăsta de a cânta. La felul lor de a fi. Atât de încet cânt, atât de... Nu-ți copii obraznici, asta voiam să spun. Nu-s obraznici, nu sară gardul. Da, maestre, asta e foarte important. Când copiii, știi vorba aia, vin de acolo de unde trebuie, vin cu tot ce trebuie, vin cu cei 7 ani de acasă, că dacă nu au cei 7 ani de acasă, atunci e complicat să vorbești de celelalte. Da, și n-au venit la noi și arăte ce diapazon poate lua, cât de tare pot cânta. Asta ar fi fost bine. N-ar fi rău, adică să ne... Dar ei cântă cu suflet. Da, asta e important. Bun, eu zic să le mai adresăm copiilor câteva întrebări, că până la urmă au venit să ne răspundă și la niște gânduri bune. Spuneți-ne, Ionică, tu ce ai de gând să faci pentru mai târziu? Facultate? După facultate? Da, deja am aplicat și am fost și acceptat. La ce? Și... La ce anume? Ce facultate? Da, am aplicat la business și IT. Da. Se combină cu muzica bine. Da, să zicem. Dar nu, totuși, adică eu muzica, dacă o practic de când sunt mic, niciodată nu doresc să mă opresc, din cauza că fiecare universitate are și trupele ei, are și evenimente în care pot nevoie de cântăreți. Da, cântăreți, a să fie nevoie întotdeauna. Și... Adică dacă dorești, n-are importanță adică de ce specialitate ai, dacă dorești, poți să te dezvolți oriunde ești. Da, să știi că un om care cântă niciodată nu poate face rău. Așa că deja e un lucru bun. Emira, tu Ce zici? Ce planuri mărețe pentru viitor? La cei 16 ani de zile, oricum, o fată deja știe la ce visează. La un prinț pe cal cu patru roți, la un microfon de pe mare scenă. Vrei să mai fac o leacă de muzică? Vrei să schimbi alt instrument? Asta mi-a spus că nu că vrea să schimbi alt instrument. Mi-a spus că va cânta la saxofon. Nu, el nu știe la ce ar cânta, ar cânta la altceva. Hai mă, nu știu la ce a cântat. Îl întreb pe Eduard, pe tăticul Emirei, după emisiune. Promit. Numai dacă nu scrie Mihai Cornea mai exact până să-l întreb pe Eduard. Emira, vii la Chișinău, vii? Sau mai... A, trebuie să... Încă... Ești, ai 16 ani, înseamnă că după BAC, da? Sunt clasa 11 acum, da, după la Nambacu. Unde faci acolo? La Fălești? La Fălești, da. Liceul Mihai Minescu. Mai probabil, nu te la noi, vorbești în microfon, nicio problemă. Oamenii sunt la tine, spectatorii. Lasă că el nu-i spectator. Eu sunt primul spectator. El și așa e televiziunea asta, la noi numai el o ocupă. Deci ca să înțelegi, noi cu tine și cu Ion și cu cei care stau aici în camera asta, noi suntem spectatorii. Cei care ne urmăresc online sunt urmăritorii. Urmăritorii, da. Urmăritorii, spectatorii. Cum ne zice, până la urmă, spectatorii noștri. Nu urmăritori, dar spectatorii noștri. Și Emira trebuie să uit la camere când le răspunde. Da. Ei se audă. Apropo, să știți că în emisiunea asta noi, pe lângă faptul că prezentăm oamenii care vin ca invitați, avem grijă să vă spunem că noi, deja masa noastră e mai bogată. Avem deja fațadele noastre. Da, da. Este vorba de unul dintre partenerii emisiunii noastre, Fațade 3D. Da, corect, corect. Tu cunoști mai bine compania Fațade 3D? Lumea, da. Da, hai să trec eu repejor, nu de alta, dar supărăm pe cineva și de atunci... Deci partenerul, sponsorul emisiunii noastre este compania Fațade 3D. Vedeți logotipul pe masă. Ei sunt cei care oferă o gamă completă de servicii de renovare a caselor, fațade, acoperișuri și pavaje. Mai mult ca atât, Fațade 3D comercializează și materializează materiale pentru construcții special selecționate pentru renovarea fațadelor. Urmăritorii... Cred că în vreo 2 săptămâni o să arăt, asta am posibilitate, să arăt la toată lumea tot ce a făcut ei frumos în grad la mine. Dar acum încă... Am înțeles. Eu să mă gândesc. Dacă să arătăm sau să nu arătăm? Să arătăm. Urmăritorii emisiunii noastre, apropo, sunt privilegiați la Fațade 3D și au o reducere semnificativă de 15% atât pentru serviciile de renovare cât și pentru achiziționarea de materiale de construcții. Ce trebuie să faceți ca să aveți beneficiu de la această companie? Mergeți și spuneți: Gheorghe Țopa mi-a cântat la anunț sau la cumătrie și de automat. Asta a fost o glumă? Nu. Dar nu e glumă. Nu, asta nu e glumă. Eu urmăresc emisiunea Cântați cu Noi. De ce asta trebuie să spuneți? Suntem urmăritorii. Chiar că eu cântat la nuntă, tot merge. Dacă zic eu. Și la mine, dacă ai cântat la 3 cu mătării... Tu ai să ai 30% reducere. Gata, eu mulțumesc. Dacă la 3. Trecem la următorul partener. Apropo, vă spuneam mai devreme că dacă cumva decideți să țineți post, mergem la Piața Revenco și domnul Viorel Revenco, pentru invitații care vin și cântă frumos la această emisiune, vine cu un coș și cu daruri. Cu legume. Da, cu legume și fructe. Nu știu, n-am discutat cu maestru Gheorghe Țopa despre ceilalți parteneri. Este vorba de doamna Svetlana Volfrim. Corect, corect, așa de... Domnul Tudor Hadârcă, domnul Valentin Brașoveanu, domnul Ion Scoarță sunt oamenii pentru care venim cu mesajul de mulțumire. Da, mulțumim frumos. Și sunt cu noi încă. Și mulțumim foarte mult prietenului nostru, Adicar, mulțumim mult, da, pentru... El este reprezentantul și patronul, dar nu, pentru Moldova? Nu, nu sunt patronul eu, sunt doar reprezentantul. Patroni, noi nu avem patroni. Avem oameni care au grijă. Da, și dacă tot am rămas la acest capitol, Gheorghe Țopa, maestru Gheorghe Țopa, fondatorul emisiunii Cântați cu Noi, să știți că este omul care are grijă să vă îndulcească sufletele, chiar și în perioada postului mare, cu voci minunate, precum sunt vocile din astă seară, Emira și Ionel. Vă mulțumim pentru faptul că ați venit și ați reușit să ajungeți la emisiunea noastră. Ce facem mai departe, maestru? Vreau să cânt un cântic eu. A trecut încă o seară. Numai și ultima variantă, Volode. Nu, ca să înțelegeți, asta tot un fel de eu și tu care trebuie. Eu v-am petrecut acasă ochi fermecători, când cântau cocoșii de trei ori. După o frumoasă noapte, printre flori până în zori, ne priveam ca primii visători. Toate au fost ca un miracol, ca un vis de fum, numai flori în cale și parfum. Undeva cânta iubirea, noi ușor treceam pe fum. Ce n-aș da să se repete acum? A trecut încă o seară și mai trece încă o zi. Te aștept da câta oară, dar nu știu de vei veni. Dăm sărutul pe o brețară, vremea tale buze moi, și-o frumoasă noapte iar în doi. Nu mă întrebați spre cine zboară gândul meu, unde-mi pierd eu nopțile mereu, și de unde vin acum, nu întrebați că-mi este greu. O să vă răspund, am fost și eu. A trecut încă o seară și mai trece încă o zi. Te aștept atâta oară, dar nu știu de vei veni. Dăm sărutul pe o brețară, vremea tale buze moi, și-o frumoasă noapte iar în doi. Nu mai știu ce e odihna de când ai plecat, și ce zi e astăzi am uitat. De atunci eu cu nimeni n-am vorbit, nu m-am certat. Lumea crede că sunt supărat. A trecut încă o seară și mai trece încă o zi. Te aștept atâta oară, dar nu știu de vei veni. Dăm sărutul pe o brețară, vremea tale buze moi, și-o frumoasă noapte iar în doi. Și-o frumoasă noapte iar în doi. Oh, oh. Eu spuneam că e greu, dar... A fost greu că era iarna, acum e rău că... Da, Gheorghe Țopa... Nu mă lasă de mult. Tu s-a... Apropo, dacă urmăritorii noștri au niște remedii naturiste pentru a scăpa de o tusă, pe care Gheorghe Țopa are de ceva timp, cred că de aproape de un an de zile e această tusă. De un an de zile, dar... Da. Iarna asta, iarna asta. Dar tot microfonul e mai bine se aude. Iarna asta. Ei, nu e asta, eu n-am tusă, dar îmi vine câteodată să tușesc și îmi pierd și voce pe câteva clipe. Am înțeles. Mă, copii, voi nu vă gândiți la ale trecutului, să ne gândim la viitor. Viitorul vă stă în față, viitorul ne stă tuturor în față și, apropo, Emira, tu în prezent spuneai că faci ore de canto. Cu cine faci ore de canto? Da, fac ore de canto la Costi Burlacu și Aliona Moon. Dar pe rând sau cum? La amândoi? Da, eu fac la ambii. Pentru că mă pregătesc pe 14 aprilie, am preselecție la Vocea României. Foarte frumos. Felicitări și baftă! Mulțumesc! Foarte frumos. Da, e... Foarte frumos. Eu cred că o să ai izbândă. Eu cred că o să fie... Doamne ajută! Pregătești vreo 4 piese cât acolo? Da. Aliona Ruj, Aliona Moon are experiență și cred că ți-a dat sfatul cel mai potrivit pentru acest concurs. Da, chiar mi-a dat sfaturi și mulțumesc pentru asta. Deja știu ce mă așteaptă. Din repertor nu te întreb. Dacă ai din repertorul cealaltă ceva să ne cânti nouă, care e repetat deja? Pentru Eurovision? Mergi la preselecție de la Iași sau la cea de la București? Iași. Înseamnă că e acum în aprilie. Cine mai a cântat ultimul? De m-am încurcat. Stai că am rămas la Ionel. Ionic trebuie să cânte. Da, da. Ionel, tu ce zici? Cu muzica, cu siguranță. Dacă tot faci și cu bandul, dacă tot lucrezi, și dacă tot lucrezi și cu canto în continuare? Da, da, desigur. Canto am, din păcate, de când m-am dus, din Republica Moldova, n-am mai avut posibilitatea să fac lecții cu doamna Ludmila Loșchina. Știu că doamna Ludmila este și plecată din țară, nu? Da, e la momentul în Ucraina. Așa, înțeles. Să asigurăm sănătate și... Da. Și multă inspirație pentru vocile noi, pentru vocile tinere. Hai, Ionica, spune ce ne cânti în continuare. O să interpretez Dacă ploaia s-ar opri de Cargo, ceva mai trist. Da, o piesă, un cântec foarte frumos. Ce-ți place ce cântă? Da. Adeus, cântec ceva mai vesel. Dacă pleci, ușa nu o mai închide. Sper să treci, poate mâine pe aici. Te petrec și mă uit la tine, parcă pierd ceva din mine zău. Îmi e greu. Poate dacă ploaia s-ar opri și din cer n-or să mai cadă lacrimi, stelele ar sări, tu ai venit. Supărat sunt, Doamne, iar stau în cârciumă să-mi nec amarul, beau și te aștept până la zi. Plouă încet, încet, plouă și-mi este dor de ochii toi să mor, îmi e dor. Dar plouă încet, încet, plouă și-mi este dor de ochii toi să mor, îmi e dor. Te aștept să te întorci din nou la mine, din dor și de ochii tăi mi-e dor. Poza ta din sertar o scot, nu mă uit la ea, nu pot să îmi e greu. Poate dacă ploaia s-ar opri și din cer n-or să mai cadă lacrimi, stelele ar sări, tu ai venit. Supărat sunt, Doamne, iar stau în cârciumă să-mi nec amarul, stau și te aștept până la zi. Poate dacă ploaia s-ar opri și din cer n-or să mai cadă lacrimi, stelele ar sări, tu ai venit. Supărat sunt, Doamne, iar stau în cârciumă să-mi Necămarul beau și te aștept până la zi. Plouă încet, încet, plouă și-mi este dor de ochii toi să mor, îmi e dor. Dar plouă încet, încet, plouă și-mi este dor de ochii toi să mor, îmi e dor. Bravo, mă, Ionică, măi, ce voce bogată, caldă. Eu cred că noi să auzim, uite, tine încă să auzim. Că mă bucur. În lumea asta, totuși, până la urmă, depinde de un cântec, depinde de un repertoriu, de moment, mai ales tu ai o formație, oricând da, o să ai și un producător acolo, de ce nu? Poate ne cânti până la urmă și unul în engleză? Din păcate, n-am pregătit pentru azi în engleză. N-ai de-astea, cânti live cu băieții. Da, cânti live cu băieții. Dau seama că ei nu cântă, dacă au formație, cântă live. Da, sigur. Și deci dispare și deprinderea de a cânta după negative. Da, foarte, foarte bine. El mi-a spus de această melodie, m-am gândit cu caracterul lui moale și așa liniștit, mă gândeam ce să fac el acolo. Dar uite, așa încet a cântat și acolo moale, partea aceea de sus. Da, a cântat ușurel așa. În același manieră ca și prima strofă, da. Bine, Adi, ne bucur cu ceva? Da, eu vă bucur cu prezența. Cât modestie, nu? Hai să trecem... Mai departe? Nu. Să cânt eu. Eu mi-am amintit de emisiune cineva că ne caracterizează modestia. Dar hai să trec atunci să cânt și eu o melodie, să nu spuneți cumva că eu sunt mofturos și sunt... Să zici cineva așa cuvinte că te... Caracterizează modestie? Nu, într-o emisiune am văzut pe cineva unde spunea că Dani, suntem modești. Și atunci am înțeles. A fost foarte faină asta frază. Tu? Nu, am zis eu și așa sunt modest de felul meu, mulțumesc. Vezi că nu mă prea rup la să vă iau microfonul din față. Hai să fie o melodie pe care n-am cântat-o de mulți ani. Melodie se cheamă Eu și totuși eu. Apropo, e o melodie pe care am semnat-o când eram în clasa 11, apropo, în școală. Mi-am amintit de vârsta lor, de asta și-am zis. Și eu cântam la chitară și am lansat-o peste ani de zile când am dat de gustul orchestrațiilor. Apropo, bunul meu prieten Vitalie Rusu m-a ajutat foarte mult cu orchestrația acestui cântec și vreau să încerc să-l cânt. Nu știu dacă pot să-mi reușească. Orchestrația a făcut-o mai încoace sau pe atunci, pe timpuri? La început? De prin 2007 orchestrația. La început. Da, dar... De când mă imitai tu pe mine la petreceri, veneam să cânt și cânta. Eu începeam a cânta și el mă imita acolo, mă strâmba, mă se închiși odată. Stai că nu te strâmba. Dar pe urmă încă i-am botezat copilul până la urmă. Da, eu nu vreau să spun cum am intrat eu în studio astăzi. Și ciuda avem eu pe dânsul. Da, cum am intrat eu în studio? Deodată am spus. Eu gândeam că ești în studio și eu am început a cânta. Păi zic că lumea și cu vocea... Da. Și Gheorghe zice că nu, el nu-i. No. Bine, hai, cântă cu vocea ta. Hai să cânt eu cu vocea mea. Mie îmi place vocea mea, deși îmi place și vocea lui Gheorghe Țopa, îmi plac toate vocele de aici de acasă, de la noi, așa că eu am să încerc să cânt pe a mea. Hai că mi-am amintesc de copilărie, știi, de adolescență. Dar dragostea știa că nu e chiar așa. Sunt iarăși cu tine, ești iarăși cu mine și tot ce-a fost nimic, știi, nu mai are rost. Sunt iarăși cu tine, ești iarăși cu mine și tot ce-a fost nimic, știi, nu mai are rost. Eu și tu, tu și eu, să fim alătura mereu, iubirea mea. Azi mi te dăruiește pe veci, să uităm ce a fost, durerile nu mai au niciun rost. Iubirea mea, iubirea mea. Vreau să știi că tu ești tot ce am mai scump în asta lume și fără tine știu că nu pot exista. Ești iarăși cu mine, sunt iarăși cu tine și tot ce-a fost nimic, știi, nu mai are rost. Ești iarăși cu mine, sunt iarăși cu tine și tot ce-a fost nimic, știi, nu mai are rost. Eu și tu, tu și eu, să fim alătura mereu, iubirea mea. Azi mi te dăruiești de pe veci, să uităm ce a fost, durerile nu mai au niciun rost. Iubirea mea, iubirea mea. Para para na la, para para na la pam para, para para na la. Oh, oh, yeah. Eu și tu, tu și eu, să fim alătura mereu, iubirea mea, iubirea mea. Mulțumesc! Bravo! Asta a fost Fii Cânticul, mulțumesc mult pentru aplauze. Vreau să-ți batem palme, dar acum era un acord. I-am așteptat să sfârșească muzica, dar tu... Mulțumesc! Băi, da? Emira vrea să cânte. N-ai observat? Eu cred că o să cânte și Emira, eu cred că o să cânte și Ionica, dar până să cânte Emira, poate întrebăm cine cânte Emira? Vreau să cânt Doina, Cine iubește și lasă. Oh. Pentru că dacă tot merg la preselecții și o să cânt și pe ea acolo. Las că domnul Gheorghe te-a întrebat, o să ne cânti ceva ce vei cânta la preselecție și... Da, da, da. Și asta era ideea. Noi eram prinși pe momentul... Nu, mi-e interesant ce e sfătuit, ce mai are cânti grele din astea. Apropo, ce melodie o să cânti la preselecție sau nu vrei să ne spui? E o taină? E o taină? Sau nu spun. Dorul Lunii. Da, Dorul Lunii. Bun. Cine iubește și lasă. Begging de Maneskin. Begging, begging you. Da. Tot bun. Interesant. Și a patra? Sau variantul de rezervă? Sau nu? Doar trei. Hello de Adele. Hello de Adele. Da? Bun. Sunt cam puternice piese. Da, mai ales și melodia Corinei e destul de interesantă și melodia Cine iubește și lasă. Chiar sunt curios maniera în care o vei interpreta. Vrem chiar să o ascultăm. Chiar și domnul Gheorghe vrea să asculte și Ionel cu siguranță. Nu mai vorbim de urmăritori. Stay. și lasă. Cine iubește și lasă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă, mă. Târâi-și ușor pe lui și pasul gândacului vâjluitul vântului pulberă pământului pulberă. Că furnica de furnică, la trup mare, la cap mică și la mijloc subțărică, de umblă pe sub pământ, tot să ține de cuvânt, tot să ține de cuvânt. Hai, dar noi oameni botezați, dar noi oameni botezați de stăpâni suntem lăsați, de stăpâni suntem lăsați, de stăpâni. Bravo! Mulțumesc! Se potrivește această melodie și o simți bine. Cu ea ți arăți tot ce ai tu mai bun în voce. De ce nu? Da, ca diapazon, ca manieră. Foarte manieră. Eu te-am remarcat, și melodia Corinei, că ai cântat-o destul de interesant, într-o manieră aparte. Și asta ai cântat-o în maniera pe care o știam eu, în variantul ei original. Ai lucrat bine notele. Mulțumesc. E bun. Da, și acum rămâne întrebarea să vedem ce facem cu melodia Cât trăim pe acest pământ. Aș vrea să o ascult și în versiunea lui Ionel. Desigur, desigur. Mare plăcere. Ce spui, maestru? Da, eu am înțeles că el a cântat-o. Eu că l-am întrebat, el a zis că l-a cântat-o deja. Nu, el a cântat Focul din vatră. Da. El a cântat Focul din vatră. De ce? Am întrebat și el mi-a spus că a cântat-o deja. Nu, am crezut că aveți în vedere dacă am cântat-o pe la concursuri de genul dat. Ah, nu. Hai, dar să ne cânte Ionic, pe unde vorbim, mergem la mesaje, că sunt sigur că... Sunt destul de multe. Poate totuși facem o mică... Doar câteva, dar să le dăm citire. De unde am rămas? Și la tine. Da, la mine, bună seara, bine v-am găsit, da, avem mesaje de citit. Foiu Veronica, foarte frumos, succes. Dodi, Doina, felicitări și mult noroc în tot ceea ce faceți. Lilia Zuza, bravo Ionică, ești cel mai bun. Tatiana Celac, respect domnul Gheorghe, descoperiți talente tinere. Galina Harea, bravo Ionel. Doina Bezedică, felicitări. Eugenia Chiriță, bravo, felicitări. Pepenji, Alexandra, bravo Emira, Emilia Moraro, bravo Ionică, Svetlana Sârbu, frumos, bravo, Eugenia Chiriță, mii de felicitări, Marina Agrici, frumos, sunteți toți superbi, Romeo Roman, like-uri, Eugenia Chiriță, bravo, Ruslan Stratulat, bravo, sunteți super, respect, nu sunt multe, încă doar câteva. Natalia Jieri, bravo copii talentați, succes mari vouă. Ce ne scrie Eugenia Chiriță, apropo, foarte fain. O emisiune foarte frumoasă, felicitări, sunteți minunați. Buze Cristian, foarte frumos, felicitări. Felicitări, frumoasă voce, ne scrie Eugenia Chiriță. Suntem pe ultimele mesaje acum. Corina Druță ne dă flori, inimioare și mlădițe de primăvară. Emilia Moraru, frumoasă voce, succese la preselecție Emira. Ilieș Mirela, bravo Emira, foarte frumos. Marina Agriș, bravo Emira. Victor Căvădă, foarte frumos Ioane, ține tot așa. Lilia Căpățână, bravo. Și Gheorghe Țopa vă scrie, bravo, sunteți cei mai buni. Ce rămâne de spus? Rămâne doar să ascultăm un cântec? Să ascultăm pe Ionica. Aici, fii atent. Un nume foarte interesant. În bă, scrie Gheorghe Țopa, super. Valentin Carp, Ionel dă-i gazul, cu cât mai trăim pe acest pământ, te ascultăm. Furtună Daniel, bravo Emira și Ionel, cei mai minunați. Valeriu Mâță, bravo. Dacă tot trebuie să dai ceva, hai să fie cântecul. Da. Cât trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt. O câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Cât avem o țară sfântă și un nai care mai cântă. Cât părinții bine sunt, mai există ceva sfânt. Cât durea nevor izboare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea nevor izboare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor. Cât trecutul ține minte, mai există lucruri sfinte. Cât luceafărul răsare și în cer e sărbătoare și e pace pe pământ, mai există ceva sfânt. Cât durea nevor izboare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea nevor izboare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte, cât ai cui zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte, cât ai cui zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât durea nevor izboare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea nevor izboare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea nevor izboare, Ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ, cât durea ne vor izboare. Ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Mulțumesc. Ce sfârșit. Bravo, bravo, Ionica. Mersi. Ce vă spui când e frumos? Da, mai ales că melodie pe care... Crezi că cei care ne privesc, la toți le-a plăcut. E o melodie care răspunde copiii ăștia talentați, chiar într-adevăr sunt copii, pentru că noi suntem bătrâni deja. Trebuie să te referi la tine doar. E, dar după mărimi, parcă pare mai în vârstă. Ce pare una, ce e în inimă, e totul altceva, știi cum e. Eu mă sunt foarte tânăr, să știi. Râsul e tânăr la tine. Nu râsul, zâmbetul e. Zâmbetul. Zâmbetul este unul tânăr. Așa. Da, tot. Eu zic că copiii ăștia merită aprecierile. Să fac ceva ca să... Dar când trec ceva tânăr? Tânăr, da. Nu, tu ești tânăr. Mulțumesc, în sfârșit ai spus un lucru corect. Păi, da. Zic să cânti ceva ce n-ai cântat de mult. Ce n-a cântat de mult? Sau ce e mai proaspăt? Tăcerea e bună? Tăcerea e cam ieri. Tot este un răspuns. Da. Poate tu ne spui câteva melodii și noi votăm, că noi suntem împreună astăzi. Vreau să cânt cânticul clipa. De mult la cântat. Clipă, de ce treci în grabă? Clipă, stai un pic pe loc. Noapte, tu și a ta geană, lasăm stelele la loc. Oameni, relele să piară, haideți să unim ce-i bun, soartă plină de ocară, hai pornește-mă la drum. Mai treci o zi, mai treci un ceas, hai să trăim atât cât viață ne-a rămas. Hai să zâmbim, hai să iubim, și tot ce-i bun în suflet noi să dăruim. Destinul meu, destinul tău, nu-l schimbă nimeni, numai bunul Dumnezeu. Hai să zâmbim, hai să iubim, și tot ce-i bun în suflet noi să dăruim, să dăruim și să iubim, să dăruim și să iubim. Doamne, domn și domnișoare, toate hai să le trăim. Timpul n-are așteptare, de suflet hai să nu fugim. Mai treci o zi, mai treci un ceas, hai să trăim atât cât viață ne-a rămas. Hai să zâmbim, hai să iubim și tot ce bun în suflet noi să dăruim. Destinul meu, destinul tău, nu-l schimbă nimeni, numai bunul Dumnezeu. Hai să zâmbim, hai să iubim și tot ce bun în suflet noi să dăruim, să dăruim și să iubim, să dăruim și să iubim, să dăruim și să iubim. Vă luat de bătut din palme, da? Da, dacă vorba e, ce-i frumos și regizorului îi place. Știi cum? Da, asta e de fiecare dată, știi spus. Foarte drăguță melodie. Domnul Gheorghe, cui aparține melodia și versurile? Versuri și muzică, Cătălin Crișan. Asta tot e semnată de Cătălin, ca și melodia de ziua ta. De ziua ta, da. Nu, el mi-a dus-o cadou la spectacol, dar în... N-am vrut să-mi cânt singur, mă cucur cântă numele, să vin la ziua mea, să cânt de ziua ta, prieten drag. Și am lăsat-o să mai coacă, dar nu tot așa făceai tu. Dacă o cânta el, era altceva. Da, dar el n-a pregătit-o, că nu știam că era banda muzicală. Da, foarte bună și melodia ziua ta și clipa. Ia să vedem, copii, mai avem melodii? Știi, cât mai rar cânți, mai greu cânți. Pentru că vocea se încălzește, iar tac, iar devine greu să cânte. De ce trebuie să dăm mai mult posibilitate să cânte. Și dacă mai aveți cântece, dacă nu prea aveți cântece, spuneți că eu mai cânt și Adi. Au copiii melodii frumoase. Emira, ce mai ai acolo? Ia spune, ce melodii mai ai acolo? Ca să fie așa un pic mai dansant, Orele. Versiunea nouă, da. Hai, orele. Apropo, versiunea nouă are și Gheorghe Țopa cu Anișoara Puică, versiunea nouă a melodiei Orele. Doar că eu am într-o manieră lor aparte. În orchestră sinfonică, la noi, serios. Am cântat-o și eu cu orchestra. Cu aceea sinfonică, da? Da. Eu zic să faceți un duet. De ce nu? Ia puneți. Nu, pur și simplu, aceasta este a lui Cleopatra Stratan și a lui Pasha Parfeni. Mai aproape microfonul, am zis. Uite mai aproape. Eu vreau să mă uci tot să vorbesc. Îți dau microfonul mai aproape. Nu, tot ok, așa. Haideți că stau așa. Sunt iubite, brațele ce m-au cuprins, a mea gura ta cea dulce, ce ființă mi-a prins. Lângă tine, a mea toată lumea e, totuși o tristețe vine. Iată, dragul meu, de ce, de ce? Orele se trec ca florile, orele de dor adânc, zilele ca și copilele, zilele la fel se duc. Orele se trec ca florile, orele de dor adânc, zilele ca și copilele, se duc. Ai, 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 care mă îmbăt. Al meu părul tău cel negru, scurt ca viața de poet. Lasă ochii cu blândețe, cei ca două cântece. Totuși o tristețe vine, iată dragul meu de ce, de ce. Orele se trec ca florile, orele de dor adânc, zilele ca și copilele, zilele la fel se duc. Orele se trec ca florile, orele de dor adânc, zilele ca și copilele, zilele la fel se duc. Orele se trec ca florile, orele de dor adânc, zilele ca și copilele, zilele la fel se duc. Orele. Bravo, 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 bravo. Păi da, nu știu de ce a terminat muzică, de-a tăi tu și tu, că nu știu, ceva s-a întâmplat, a trecut usata de la mine. Vrei să ieși tu afară? Nu, nu, eu nu vreau să ies afară. A, nu apă? Știu, cred că da. Rachiu? A, în postul mare nu se poate rachiu. Lasă că ne descurcăm noi și fără de apă. Foarte, foarte frumoasă melodia asta, în orice aranjament noi ascultau-o. E deosebită. Da, Anatol Chiriac. Muzica Anatol Chiriac. Versuri nu cunosc. Asta ca să înțelegi unde fost. Ia dă-mi, te rog, încoace să vadă. Dă-mi, te rog, frumos. Asta e Gheorghe Țopa? Ar fi bine chiar să dăm un pic. Știi cine s-a mine acolo? Știu, lasă. Hai să cânti ceva. Ionic, te pregătești tu, da? Eu sunt gata. Tu ești gata? Da. Hai să cânti, Ionic. Te rog. Am uși, nu zici că e închis, da? Foarte bună această idee, să cânti Ion. Și tu să ieși afară, Leac. Du-și tu să ieși satul de Tulsă. Bine, hai să duci. Ați cânt oriunde ai fi de Dan Balan. Stai, nu te grăbi, Valodia, că noi te spunem eu... Sau Ozon. Ce dorești tu, ce cânti? Da. Ok, hai. Am privit-o în ochi ultima oară, lacrimile curgeau, erau atât de amare. Mă ruga să nu uit, simțea că-i ultima vară, iar eu îi spuneam, așa iubirea nu moare. Nu știam că era ultima noapte, când puteam fi atât de aproape. Îmi amintesc doar vorbe deșarte, când o priveam în ultima privire. Mi-a rămas în amintire ultima dezamăgire, nu o pot uita. Oriunde ai fi, eu te voi găsi, oriunde tu ai fi, eu te voi iubi. Oriunde noapte sau zi te voi găsi, în sinea mea cât voi iubi, dulcea mea, amara mea. Te voi găsi în fiecare seară, când încerc să ador, plâng și ascult piesa ei preferată, că-și mă face să simt atât de aproape, mi-amintește de noi și de ultima noapte, ultimul sărut pe buzele rezi. O simt tremurând, cu vocea mare, te sărut în vis, nopți întregi, ca o fantomă reală, din ultima privirea mea, rămas în amintire, ca un vis, ca o poveste dispărută în noi. Oriunde ai fi, eu te voi găsi, oriunde tu ai fi, eu te voi iubi, oriunde noapte sau zi te voi găsi, în sinea mea cât voi iubi, dulcea mea, amara mea, te voi găsi. În noapte sau zi te voi găsi, te voi iubi, amara mea, te voi găsi. Oriunde ai fi, eu te voi găsi, oriunde tu ai fi, eu te voi iubi, oriunde noapte sau zi te voi găsi, în sinea mea cât voi iubi, dulcea mea, amara mea, te voi găsi, te voi iubi, în noapte sub cerul plin de stele, ca în visurile mele, când te voi găsi, te voi strânge în brațe, ca în ultima noapte, mereu voi fi aproape, când te voi găsi. Vă mulțumesc! Bravo, Ionica! Ionica, atât de frumos că la noi, în emisiunea noastră Cântați cu Noi, uite-o, și o să fie de acord cu mine și Adi Carp, care a sunat-o în cântec semnat de Dan Balan, și tu atât de bine l-ai cântat, eu cred și lui i-a plăcut, sper, dacă o să vadă, sper. Dar pentru că nu ai făcut, ai cântat în felul tău și cred că ai cântat-o bine. După părerea mea, ai cântat-o foarte bine această melodie. Mulțumesc. Este o piesă grea, ca să-i cânți bine, că n-ai cântat în maniera lui, ai cântat în maniera ta, corect? Da, da. Și... dar, după mine, e un cântec greu, o manieră destul de grea pentru a copia pe Dan Balan. Eu cred că e bună ideea asta. Eu cred că nici Adi nu s-ar apuca, nici eu, nici nu știu cine s-ar apuca să-i cânte piesa lui Dan Balan în maniera care o cânte. Probabil urmăritorii noștri care ne dau mesaje, de ce nu ar putea să încerce? Ia vezi, ei trebuie scris ceva, mai cât. Da, ce frumos, wow, ce melodie, ador, felicitări, Eugenia Chiriță, Țapu Lidia, foarte frumos, bravo, Daniela Ungureanu, bravo, felicitări, Ala Prodan Cijevski, bravo, voce superbă, Zina Isaicul, bravo, maestre, descoperi adevărate talente, perle artistice, Angela Cecărlan, bravo, Anisia Dabija, bravo, Ionel, succes, Corina Druță, vai, ce voci minunate avem în țară. Bravo, Ionel și Emira, sunteți talentați. Dumnezeu să vă aibă în paza lui. Jana Cataraga, bravo, felicitări. Maria Prodan, Ionel, foarte frumos, succes. Lilia Căpățână, bravo, o voce superbă. Eugenia Chirița, are un timbru bun, merită să-l felicităm pe Ionel. Mulțumesc. Ionel, cine e Prodan care să... Prodan Maria, asta este bunica mea. Uite, bunica. Bunica urmărește, îți dai seama. Desigur, da. Desigur. Aurel Cristea, bravo tineri talentați. Așa, bravo Andreea. Felicitări, succes. Nadejda Ursachi, bravo minunat, succese tinere talente. Ia să mergem mai aproape de final pentru că, mă rog, sunt multe mesaje. Cornea Mihail ne scrie super tare, mă bucur. Lilia Furtună, bravo. Apropo, eu am început să colaborez, să colaborăm cu Emira la propunerea lui domnul Mihai Cornea. El mi-a zis că, ui, fii mai atent cu fetița asta. Zic, nu știu, mai, eu nu știu cât ce repertoriu are, eu nu știu când ați mai am emisiune. El zice, uite, iau cu tine la spectacol și ai să faci cunoștință cu vocea ei. Și cu așa, persoana, da. Da. Și suntem în gospodăria lui Mihai Cornea. Da, Ludmila Zagaicanu ne scrie, vă salutăm din Germania, bravo, respect, maestru Gheorghe Țopa, Elena Bădarău, tineri invitați, sunt frumoși și talentați ei, îi felicit și le doresc succes, felicitări echipei, Cântați cu Noi pentru emisiune. Așa, Mihai Cornea continuă, eu tot cânt. Mihai Cornea. El tot cântă, dai seama. Să-l invităm o dată și pe el, poate. Da, da, scânte. În sediu nou. Asta e bună întrebare. Vitalie Pânzaru, salut din Madrid. Victor Dragancea, Ionel cel mai bravo. Emilia Moraru, Ionel te ador. Asta este bunica. Mersi, bunica. Valentin Carp scrie, Cornea Mihailu, tot cânt un pic. Vadim Casim, bună seara din Cimișlia. Toți cânt, așa-i? De la cunoscutul maestru Vladimir Casim. O știi, domn Gheorghe? Gotișan, Tatiana, respect domn Țopa pentru descoperiri. Ultimele mesaje, gata, 3 mesaje au rămas. Violeta Statnic, bravo copii frumoși. Vai cu Elena, felicitări. Radu Melnițchi, Emira, bravo, te ador, ai o voce minunată, salut din Germania. Dar înainte de a trece la mulțumiri, pentru că suntem aproape de final, suntem trecuți de ora 22 în Republica Moldova, în alte țări suntem mai puțin de ora 22, în general în Africa, în America cu dimineață. Așa da, că ei avea citire cu... la partenerii noștri, rog să nu încurci. Partenerii noștri în acest moment, Fațade 3D. Deci partenerii emisiunii. Inegalabili, cei de la Fațade 3D, cei trei frați care au grijă de emisiunea Cântați cu Noi, ei sunt sponsorii emisiunii noastre, ei ne oferă o gamă largă completă de servicii de renovare a caselor, fațade, acoperișuri și pavaje. Mai mult ca atât, Fațade 3D comercializează și materiale de construcții special selecționate pentru renovarea fațadelor. Urmăritorii emisiunii noastre sunt privilegiați să primească o reducere de 15%. Vă spuneam, intrați la Fațade 3D, îi găsiți ușor, sunt pe strada Uzinelor. Și venind la ei, le spuneți simplu, noi urmărim emisiunea lui Gheorghe Țopa sau îl cunoaștem pe Gheorghe Țopa pentru că ne-a cântat la botez, la nuntă, la zi de naștere, în pivniță, la gura... Eu botezat lui Adicar? La gura cuptorului, la gura beciului. Deci, important este să spuneți că urmăriți emisiunea Cântați cu Noi și atunci aveți o reducere frumoasă. Piața Centrală Revenco și domnului director, domnului Viorel Revenco, mulțumire aparte din partea invitațiilor emisiunii Cântați cu Noi. Mai avem oameni deosebiți cărora vrem să le mulțumim. Este vorba de doamna Svetlana Volfrim, este vorba de domnul Tudor Hadârcă, este vorba de domnul Valentin Brașoveanu, este vorba de domnul Ion Scoarță, actualul primar din satul Vertujeni, raionul Florești. Ăștia sunt o parte din oamenii cu inimă mare care mereu susțin creația maestrului Gheorghe Țopa, dar și emisiunea Cântați cu Noi. De la bine început. Da. Și în acest moment, pentru că cântă Ionica, da? Ionica, tu ai cântat. Ionica, dai microfonul mai jos când ai scânt, da? Da, da, sigur. Dar ce nu le dă până acum? Mă scuzați. Da, dar jumătate de față îți acoperi microfonul. Ok, n-am știut. Încă mai jos. Da. Încă mai jos, nu nimic, trebuie să te auzi. Mă aud, bine? Să te auzi, nu deranjezi. Tu chiar știi, vezi deja bine. E important să mă aud. Mă bucur. Am înțeles. Puțin mai sus, puțin mai jos, dar vezi, se vadă fața. Vezi cum la Emira se vede fața. Desigur. Emira ne cânti ceva? Da, Holubul Păcii. Hai să cântăm Holubul Păcii. Asta e ultimul din ceea ce e primit. Da. Da. Hai să... Suntem aproape de final, așa că o urmărim pe Emira. ți-a deschis fereastra ca o rană veche. Mama ne așteaptă nopți întregi de veche să venim acasă și măcar odată să mai stăm la masă așezați în grămadă. Să venim acasă și măcar odată să mai stăm la masă așezați în grămadă. Pe deasupra porții înfloresc salcâmii și în miezul nopții miroase a pâine rumenă și caldă. Mama noastră coace din făină albă un hulup de pace și îi zice: du-te prin străini departe, depăzește puii de război și moarte, să le meargă în toate, toate să le iasă și de-o fi să poată să mai vină acasă, să le meargă în toate, toate să le iasă și de-o fi să poată să mai vină acasă. Ca dorul mamei pe la toți coboară și pe toți ne cheamă. Poate că s-o face pace în toată lumea dacă mama-și coace sâmbăta cu lubii. Poate că s-o face pace în toată lumea dacă mama-și coace sâmbăta cu lubii. Cânt un cântec fără pauză. Eu aș vrea să spun că astăzi am trecut prin niște melodii fenomenale pe care eu le cunosc de când eram copil mic, și Hulubul Păcii, și Cât trăim pe acest pământ, și Focul din Vatră. Trei melodii care, într-adevăr, sunt cunoscute practic, aș spune, de toată lumea care ne urmărește în astă seară. Și fără de pauză, doamnelor și domnilor, vi-l prezint pe maestru Gheorghe Țopa, care ne cântă cântecul Vezi ce înseamnă regie, știi? Așa. Da, eu am cânt un cânt. Vreau să cânt un cânt pentru cei care sunt omagiați, pentru cei care serbează astăzi, ieri, mâine. Și poi mâine, 3 zile. Și poi mâine, de ce nu? Și vreau să cânt această melodie. Viață, fir de ață. E așa de noroc să te pot opri în loc și în tinerețe să mă întorc. Nu aș vrea averi sau bani, nu m-aș teme de dușman, aș dori întâi de toate sănătate. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-și cer mai mult nimic. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-și cer mai mult nimic. Anii vin, anii se duc, că mereu apele curg și nu pot din urmă să-i ajung. Cu prietenii să stai și să crezi că ești în rai, te vei plânge sau petrece, viața trece. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-și cer mai mult nimic. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-și cer mai mult nimic. Vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-și cer mai mult nimic. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-și cer mai mult nimic. Mai rămâi, nu-și cer mai mult nimic. Bravo! Așa. Dar noi stăcem din gură să vedem ce o să urmeze. Ce o să urmeze? Eu pot să mai cânt. Da, eu pot să mai cânt. Sigur că este o oră, e o oră în care... Ionica, ai pregătit ceva? Da. La sigur? Da, da, da. Asta și vreau să spun. Este o oră la care Ionica a pregătit ceva. Da. Dar câte melodii mai ai, ca să știm? De-aș avea de Cătălin Josan. Atât, da? Până ce? Da. Ok. Mulțumim. Hai să ascultăm și de-aș avea și eu o floare, da? Da. Până se pregătește melodie, eu repede... Ah. Mândră, dulce, răpitoare, ca și florile din mare. Fiice tu ce-a unui plai, fiice tu ce-a unui plai. Zând cu iarbă verde, ce se leagănă se pierde, îndoi încetișor, șopt din șapte de amor, șopt din șapte. Iubirea mea, tu nu pleca, cuvântul rece și turba, care cândva te-a furat pe veci, pe veci din viața mea. Iubirea mea, tu nu pleca, cuvântul rece și turbat, care cândva mi te-a furat pe veci din viața mea. Aș avea o floricică, gingașă și tinerică, ca și floarea crinului, al caneaua sânului, al caneaua sânului. Amalgam de o roză albie și de una purpurie, când înveți-o și ușor, șopt din șapte de amor, șopt din șapte de amor. Iubirea mea, tu nu pleca, cuvântul rece și turbat, care cândva mi te-a furat pe veci din viața mea. Iubirea mea, tu nu pleca, și turbat, care cândva mi te-a furat pe veci din viața mea. De-aș avea și eu o floare mândră, dulce, răpitoare, de-aș avea o floricică, gingașă și tinerică, de-aș avea și o floare mândră, dulce, răpitoare, de-aș avea și eu o floricică, gingașă și tinerică, de-aș avea. Vă mulțumesc! Bravo! Ionică, vreau să spun că tu ești destul de îndrăzneț. Pentru, mă bucur că ai o dicție bună, voce o ai. Deja la tine s-a schimbat vocea, poate să mai schimbe, dar în schimb n-are încotro, că e și așa, e bărbătească, e da, un bariton Bun, bun. Și, dar îți iei piese, eu cred, după părerea mea, destul de serioase. Eu nu vreau să spun că-s grele, dar serioasă piesă. Da, melodii cu diapazon. Uite, cu diapazon una, dar nu fiecare le cântă cântile astea. Astea nu-s cântece de petrecere, de toate zilele, să le cânti la... În primul rând ar trebui să ai un diapazon vocal și o tehnică bună pentru a interpreta această melodie. Chiar și cânticul lui Dan Balan. Nu fiecare îndrăznește să cânte această melodie în maniera asta frumoasă. Dar dacă vorbim de melodiile din repertoriul lui Ștefan Petrachi, atunci, într-adevăr, trebuie să... Tot e Anatol Chiriac, dacă mă greșesc. Ca să nu dau în bară, mai bine zic că nu ți-mi minte. Că... Nu știu, am fost îndrăzneț azi. Cine-i bravo. Compozitorul la De-aș avea și o floare? Mie îmi pare că Anatol Chiriac. Nu doresc să mă greșesc. Da, să nu greșim, da. Da, chiar a fost o emisiune cu melodii frumoase, cu melodii și cu caracter și cu diapazon. Atât Emira precum și Ionel, după mine, au trecut prin melodii și prin stări diferite. Eu cred că bine că i-am combinat noi să fie în doi astăzi. Eu aș zice, la final, noi să nu cântăm nicio melodie, să lăsăm pe această notă a melodiilor frumoase. Tu când ai să faci emisiunea ta, te duci pe... Cu aplauză. Nu, ca să înțelegi, e o chestie frumoasă, pentru că e într-adevăr o... Da, dar ești o tradiție, măi, să cântă Veniți Acasă. La final, da? Da, cum? Hai să fie Veniți Acasă. Dacă, ba, întârzii, ba, duci mai devreme. Tu înțelegi că asta e... emisiuni te-ai dus mai devreme. Cu jumătate de emisiuni. Cu jumătate de emisiuni se duc mai devreme. El nu știe chestia finală. Nu, eu am avut examen la universitate. Dacă student toată viața, ce vrei tu. Apropo, eu sunt student și pentru mine și pentru un prieten de-al nostru. Învăț pentru doi odată, știi? Și drept nu mănânc pentru doi odată, dar... Ca să înțelegi, astăzi tu ai venit la emisiune mai târziu, eu am să mă duc, dar astăzi eu am să rămân până la final. Dar știi, pentru prima dată, eu rămân până la urmă. Emisiunea are o 3 anișori. Pentru prima dată, eu venind încoace, m-am uitat și am văzut live. Știu, te gândești, prima dată, că eu niciodată nu mă uit. Și eu îmi închipul ce era în mintea ta. Ia uite ce frumos îmi stă mie acolo fără mine în emisiune. De ce nu... Eu cred că tu de grabă nici n-ai spus, vii la emisiune. Toate că eu am spus lui Vladimir. Vladimir, tu să te așezi aici. Da, eu însă le-am spus, locul împăratului rămâne nepreluat din nimic. Să așezi aici ca să-i filmezi toți trei odată de el. Este o regulă, știi? Chiar și în împărăție... Stai să o zic până la urmă. Pe timpul împăratului, cât era împăratul viu, nimeni n-avea voie să se așeze pe tronul lui. Așa cât ești în vreo 100 de ani plângând noi, ai grijă, te rog frumos, și nu întârzia. În emisiunea mea, orice caz, precis nu te așează în locul meu. Uite, vreau să vă mai laud, vreau să spun, Emira, că te-ai pregătit de întâlnirea noastră, te-am cunoscut mai bine, pentru că la spectacol eram pe culise și auzeam numai aplauze din sală, mai mult monitoarele cele nu prelucrau așa cum ne-aș dori noi să ascultăm. Ionică, da. Eu vreau să spun că tu ești bravo. Mersi. Ai venit la Drochia. Da. Să bucure și părinții și bunicile tale, toate rudele de tine. Desigur. Și vreau să spun pentru cei care poate nu am spus noi, am spus la început, el, Marea Britanie, își face studii, este anul 2, da? Nu, eu anul să termin școala, anul viitor la universitate, da. Tot acolo. Tot acolo, da. Da, în orice caz tu faci studii acolo. Da, da. Uite, băiată, a cântat frumos, a cântat când l-am urmărit pe YouTube mai mult, are imprimări când avea vreo 15 anișori, câți aveai tu acolo? 15, 16, 14, da. 14 anișori, da. De ce el a crescut, eu n-am avut posibilitatea să-l întâlnesc, cât de cât, dar vă mulțumesc că sunteți prezenți, sunteți frumoși, ați cântat bine, nu vă uitați la nimic, pentru că nu tot timpul se primește perfect. Eu astăzi m-am simțit probabil mai greu ca altă dată, numai pentru întârziere, nu mai zic că eu vorbesc de răgușit, dar nu pot să nu cânt, pentru că nu găsesc motive să nu cânt astăzi. Eu aș vrea să dau și eu ceva, pentru că tot nu vreau după melodia cu care vei încheia această emisiune să mai spun ceva. Pentru mine a fost o experiență unică astăzi, în primul rând, să fiu unicul prezentator de la început, fără de cel care a creat emisiunea, dar un lucru frumos vreau să spun, dacă pe Emira am cunoscut-o mai încoace, Adică am cunoscut-o cu această voce pe care am auzit-o în astă seară. Atunci pe Ionel l-am văzut crescând de la o voce la altă voce și tot la altă voce, pentru că el cu Valentin... El mi-a spus, el la telefon mi-a spus că eu știu unde, pentru că... Ei ce au fost? Vara trecută aici au fost în studio cu Valentin. Probabil adresa nu știut că vine aici, da? Nu, eu n-am știut că se... Adresa n-am știut, i-am trimis adresa și l-am sunat, că tu te-ai descurcat, îmi faci că nu, tot e bine că eu mă cunosc cu băiatul lui Ade... Carp, cu Valentin, cu și eu. Și apropo, vreau să le urez și o baftă tinerilor talentați. Emira, ție baftă să ajungi în finală la Vocea României. Mulțumesc. Nu ne dezamăgi, da? Ionel, ție baftă acolo în Marea Britanie și să revii acasă cu bine. Domnul Gheorghe Țopa, dumneavoastră felicitări și baftă. Mulțumesc. Să cântați cu bine melodie și să ne vedem data viitoare cu bine la emisiune. Corect. Și după tradiția care este noi, veniți acasă, măi copiii. Da, și urmăritorilor vrem să le mulțumim pe această notă. Să aveți parte, sigur, și de o seară frumoasă. Să nu uitați să reveniți acasă. Volodea pornește muzica. Tot caut muzică. Căutai să pornești melodie? Și te uitai că nu pornești melodie. La mine, da. Mulțumim la toată lumea că sunteți cu ochii pe noi. Vă dorim o noapte liniștită la toți. În cele patru vânturi ale lumii v-ați risipit azi, tineri moldoveni. Ați părăsit ce-au apărat străbunii, pământul sfânt cu vii și cu poieni. Plecarea-ți unii din naivitate, iar alții de nevoie ați plecat. Să-ți lași pământul e o greșeală poate, să nu te întorci la el e un păcat. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vii. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vii. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Vreau să fac sonorizarea, muzica mai încet. Ionică, ce le dorești la cei de acasă? Ce le dorești? Care te privesc? Doresc să le vă mulțumesc în primul rând pentru că au vizualizat emisiunea astăzi, pentru că au susținut tinerile talente. Îi mulțumesc ei aici pentru că m-a susținut și pe mine, pentru că desigur mai puține emoții am avut din cauza la asta. Mulțumesc domnului Gheorghe Țopa, domnului Adi Carp. Vă mulțumesc pentru tot și vă doresc o seară frumoasă. Emira? Vă mulțumim pentru invitație, îți mulțumesc Ionel, Adicarp, domnul Gheorghe Țopa și sănătate tuturor și noapte bună, seară liniștită să aveți. Dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vii, veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. O noapte liniștit la toată lumea. Noapte bună. Să aveți o seară frumoasă. Haideți cu toții. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vin. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. La revedere, noapte bună! La revedere!